legendele noi. Ce ai 6, mă? Am 6 deja. 6 ce? 6 wow. Salut Grinty. Scuze că nu te-am salutat. Haide cu live. Bă, n-am fost pe fază, bă, n-am fost pe fază, am dat 90 și eu n-am fost pe fază, să zic, Sharpili! Haide! Hai noroc în cinstea la levelul 90. Ah. Gata, frățiori, mă, mai facem 1%, nu mai facem nimica, haide! Jos textila, că m-am săturat, 6 minute mai erau din inel. Nimic, bă, dar totuși mai ne trebuiau câteva, hai lasă, nu mai ne trebuie că sunt multe de făcut. Câte secunde durează și câte secunde stă în fața mea acest metin? Ha, știți să numărați până la 30 de secunde? Ia să vedem. Câți? Ăla-i tati. Bagă, bagă, că avem nevoie de Manti la event Mocha. Manti Mocha? Hai că dacă e ceva, Mocha le dau. Păi s-a pus metinele că te-ai bătut la adevărat. Băi, e bine că nu prea mă scuză ăștia. Haide, că l-am spart, nu l-am spart în 30 de secunde, cred că a durat mai mult, dar e bine și așa, cum zic. Ăla e. Gata, mă, băieți. Acum oprim ăsta, băgăm pe Emiluțul ăsta. Și am luat un suflu și o grămadă de alte prostii, care nu mai are bosulică ăsta loc, ba da, trebuie să le ia. Am luat și blesul. Haide. Bun. Ok. Mai dăm o tură înapoi. Hai să mai dăm o tură înapoi. Eu era să zic că e Argeșul. Da, ce ușor l-am bătut pe Argeș. Chiar pot să zic că foarte, foarte ușor. Hai că-l facem și pe ăsta repede. Dacă puneai și abanoșii, da. Fut în ele buguri și în el client, că nu merge. Vai, mamă. What the fuck, 30 de secunde. Ok. Bun, dăm pe ăsta jos. Îl chemăm iar pe ăsta să ne adune. Bă, oțel de sura plus 5 nu ne interesează. Dă să vedem ce am mai cules. Să mai și aruncăm din ele. Metinul nenorocirilor. Ăsta e de la cu pământ, mă, nu? Parcă așa mi se pare mie. Mi-am pus mai abanocit. Stai că mi-am pus. Deși nu-mi trebuie, ai cam pus și-o de-aia. Bun. Hai că dacă e ceva... și-a revenit live-ul, dar a plecat lumea. Cred și eu. Hai că-l batem și pe ăsta, nu-i problemă. Bă, e forță, mă, contul, sunteți nebuni. E bine rău. A, am 15 și pe oțel, mă, stau bine. Stăm bine, bossule. Trio card monstru. Hai că l-am dovedit.
și acum ne alegem. Facem și noi așa, luăm doar ce ne interesează de pe aici și a. Uite, luăm mânușa tâlharului. Hiți, Johnule. Acum nu o să mai ducem noi lipsă de mânușă. Altă viață la băiatul. Mult succes, frățioriu. Mersi, Thomas. Mersi, mersi mult de tot. Tu ai dat 90, că știu că și tu erai... erai pe, uite, magnetică plus 7. Gata, boss. Gata, și acum e dropul la card monștri. Foarte bine în V4. Ia, pe le batem și pe astea, mă. A, pe gata, boss. Eventual, dacă stăm și nu fugim de ei, posibil să ne luăm un damage mai mare și atunci poate dau o tură cu ea așa să-i alerg puțin la final, la ultimul respawn din meta de mobi. Dar s-ar putea să nu fugim din calea lor, vom vedea. Ce cărți mai luăm, mă? Sferă întunecată, dar ar dracinia. Corp rezistent, ăsta e bun. Graficianul în cărămidă, da. Mamă, de-abia acum ați văzut aia. Like-urile! 23 de like-uri, facem și noi 25 măcar, adevărat? Hai mă, că dă frățiorul vostru bine în ele, mă. Bine, bineînțeles, cu amuletă, cu tot ce trebuie, da. De asta sunt aici, să ne folosim de ele, nu? Nu să ne uităm la ele. Aia nu ne trebuie. Bă, cum rezolv eu cu delay-ul ăsta? N-am cum să rezolv decât să încep al live și nu mai îmi permite timpul. În nefrit ce pica, mă, bătălii? Bun, și ce avem noi aici? Inelul experienței. Mânușa tâlharului iar. O să mă umplu de din astea. Dar le iau de zici că n-am mai văzut, știi? Cartea uitării. N-ai dat, mă, oțel, mă? Cum n-ai dat oțel? Să-ți fie rușine dacă n-ai dat oțel. Ei, cred că mai expiră din rouă și de aia. Oricum, eu sunt mulțumit. N-am ce să comentez. Având în vedere că le bat fără probleme, chiar sunt super mulțumit. Băi, mersi frumos pentru cele 25 de like-uri, chiar apreciez, vă mulțumesc mult de tot. Mă duc și eu să stau 3 ore să fac level 80. Hai că dacă e... Bun, mă, băieți, ce am luat noi de aici? Noi am luat de aici cartea uitării și anume binecuvântare, bun. Haideți să vedem. Încă o mânușă, dar nu mai au, că vă căpiși, pică mânușa asta la sferă întunecată, nu vreau. Cartrio, clopoțel, trandafiri, accesorii de bijuterii. Hey, 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 yeah. Que solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás, tú al lado mío, y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es, combi completa, de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te sube el
switches te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte. El futuro, bebé, ya tú sabes.